Bunii mei prieteni, am bucuria și privilegiul să vă salut din nou. Suntem la lecția numărul 3. Continuăm să intrăm profund în subiectele unei cărți îndrăgite de noi, și anume Psaltirea sau Cartea Psalmilor. Studiul numărul 3 ne-l prezintă pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este personajul principal în toată Scriptura. Ne-l prezintă pe Dumnezeu ca suveran. Și cuvântul suveran trezește mult interes în a aprofunda sensul acestui cuvânt. Așa că intrăm în lecția aceasta împreună cu cei doi pastori invitați. Bine ai venit, Robert! Cu mare drag, mulțumesc de invitație! Mă bucur să fim împreună la acest studiu. Aș vrea să înțelegem un lucru, și anume că vom lucra cu un termen care trebuie înțeles, îi trebuie înțeles sensul lui, și anume suveran, ideea de suveran, suveranitate. Cum explicați această idee de suveranitate și asta pusă în dreptul lui Dumnezeu? Sugerează cumva cuvântul suveran că avem de a face cu atitudine arbitrală, dictatorială? Gândim cam așa, Dumnezeu e Dumnezeu, e suveran și n-am ce face. Mă resemnez, accept ceea ce directiva pe care mi-o dă în Scriptură și cu asta basta. Cum afectează înțelegerea mea și relația mea cu Dumnezeu ideea că am de-a face cu un Dumnezeu suveran? Mulțumesc! Păi, în primul rând, vreau să vă spun că în familia mea iubim mult Cartea Psalmilor. A fost cartea preferată a soției mele. Așa că am multă dragoste atunci când deschid Biblia la jumătate și mă întâlnesc cu aceste învățături ale psalmilor. Ceea ce pot să vă spun este faptul că Dumnezeu și-a câștigat titlul acesta de suveran. Și aș vrea să dezvolt această idee spunând că Dumnezeu și-a câștigat titlul de suveran prin creațiune. Nu numai că a creat totul, a zis și s-a făcut. Este puternic, are toată înțelepciunea, toată priceperea. Nu are limite Dumnezeul acesta al nostru. Dumnezeul acesta nu numai că a creat, dar Dumnezeul acesta și susține creațiunea. Pentru mine este ca o paranteză frumoasă atmosfera pe care o găsesc în Apocalips capitolul 4 și 5. Citesc un verset. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, care ești suveran, poți totul. Să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Acesta ar fi prima idee pe care vreau să o dezvolt atunci când vorbesc despre Dumnezeul acesta suveran. Suveranitatea Dumnezeu și-a câștigat-o. A făcut un lucru excepțional. Dragostea Lui manifestată prin creație. A doua idee pe care vreau să o dezvolt este faptul că aș vrea să comparăm între un suveran pământesc, un împărat și cine este Dumnezeu. Pentru a face această comparație, în Daniel capitolul 4, profetul Daniel, adresându-se unui suveran, unui tiran, unuia care este capricios, unuia care dorește să-i se facă și să-i se împlinească toate poftele, Daniel îi spune: de aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește în neprihănire, rupă cu nelegiurile tale, ai milă de cei nelegiuiți, poate că ți se va prelungi fericirea. Ăsta este suveranul ticălos pe care nu trebuie să-l urmăm niciodată. Și spre diferență,
spuneai de Dumnezeu că își câștigă suveranitatea. Clar. Se pare că Nebucărnețarul o impune. Desigur. Dacă Daniel îi atrage atenția, o face pentru că era o realitate. Acum, cum se schimbă discursul omului când înțelege suveranitatea lui Dumnezeu? Când înțelege cine este Dumnezeu? Când înțelege prin ce se impune adevăratul suveran al acestui univers? Și el spune, vreau să fiu și eu ca tine. Citesc câteva cuvinte ale lui Nebucadnețar când se pocăiește. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, pe cel suveran. Acela a cărui stăpânire este veșnică, a cărui împărăție dăinuie din neam în neam, toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea, e suveran cu oastea cerurilor. El face ce vrea cu locuitorii pământului, e suveran. Și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce face. De ce? Pentru că Dumnezeu se impune în fața omului prin dragoste, prin bunătate, prin credincioșie, prin milă, iartă. Iar procesul acesta al creației, Dumnezeu spune, vreau să înveți de la mine. Pentru că la rândul nostru, noi trebuie să știm să stăpânim lucrurile cum le stăpânește El. Pentru că, așa spune Evanghelia, cine este credincios în cele mici, va fi credincios și în cele adevărate, în cele mari. Mulțumesc, Robert. Atunci când ne gândim la cuvântul suveranitate, suveranitate înseamnă independență, înseamnă capacitatea de a dispune liber de soarta, de soarta lui. Nu există, să zicem, condiții prin care eu să mă pot manifesta acum. Biblia ne-l prezintă pe Dumnezeu din perspectiva unor atribute, atribute pe care noi le putem înțelege, pentru că Dumnezeu este mult mai mult decât ceea ce găsim în Scriptură. Și prin atribute găsim că Dumnezeu este dragoste, că Dumnezeu este bunătate, că este etern, că este atotputernic, atotștiutor, că este suveran. Okay? Dar trebuie să înțelegem că aceste atribute sunt în armonie unul cu celălalt. Adică, într-un anumit fel, imperfect spus, e adevărat, niciun atribut nu este dus, nu este, să zic, absolut și independent de celelalte atribute. Asta înseamnă că dragostea lui Dumnezeu nu anulează mila lui Dumnezeu sau judecata lui Dumnezeu sau dreptatea lui Dumnezeu nu anulează nelunga răbdare sau dragostea lui Dumnezeu. Există o armonie perfectă între aceste atribute. Acum, fiindcă Dumnezeu este dragoste, chiar dacă El este atotputernic și suveran, El nu va acționa în mod arbitrar. Deci am putea spune că Dumnezeu este atotputernic, da, dar Dumnezeu este atotputernic până la libertatea mea. Și când spun până la libertatea mea, spun asta pentru că din perspectiva dragostei, Dumnezeu nu poate să treacă peste alegerea individului, peste individualitatea individului. Dumnezeu poate să apeleze la conștiința Lui, prin Duhul Sfânt poate să încerce să mă convingă, dar alegerea este a mea. Din perspectiva aceasta putem spune că Dumnezeu nu își impune nici punctul de vedere, nu își impune nici suveranitatea, nici stăpânirea, nici celelalte atribute sau caracteristici ale naturii Lui, ci Dumnezeu este condescendent cu ceea ce noi decidem. Acum, vreau ca să înțelegem un detaliu, pentru că am menționat dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu nu se aseamănă în absolut, cum făcea Robert a comparație, nu? Cu dreptatea din perspectiva suveranității unui împărat pământesc sau unui rege pământesc. Facem așa pentru că așa spun eu. Pentru că dacă Dumnezeu, să spunem că cei care îl resping pe Dumnezeu, Dumnezeu la sfârșit se răzbună pe ei pentru că nu l-au ales, atunci Dumnezeu nu mai este drept. Dumnezeu le spune, dacă nu mă alegeți pe mine, aveți de-a face cu mine. Din perspectiva Scripturii, când Dumnezeu, la sfârșit, să spunem, față de cei răi, Dumnezeu se manifestă, Dumnezeu le respectă libertatea lor până la ultima consecință.
până la ultima consecință. Ok, voi vreți să aveți o existență independentă de mine? Aveți o existență independentă de mine. Dar să nu uitați că independența de mine înseamnă moarte. Desconectare, exact, are niște consecințe. Te desconectezi de la viață. Și care este consecința? Este separarea definitivă de Dumnezeu și asta presupune distrugerea completă. De ce spun asta? Pentru că cei credincioși primesc un trup proslăvit care poate să suporte, să spunem noi în limbajul nostru limitat, să suporte manifestarea slavei lui Dumnezeu, în timp ce pentru ceilalți manifestarea slavei ce înseamnă? Munților, acoperiți-ne, cădeți peste noi. Și Biblia ne spune că Dumnezeu este un foc mistuitor în fața păcatului, inclusiv cel credincios, dacă n-ar avea un trup glorificat, n-ar putea suporta prezența lui Dumnezeu. De aceea, în consecință, suveranitatea lui Dumnezeu se pliază pe dragostea lui, pe esența caracterului lui și se pliază pe libertatea individului. Asta este un lucru fascinant. Și pare că Dumnezeu este limitat, dar în niciun caz nu este limitat. Este doar un Dumnezeu al dragostei care se manifestă în felul acesta. După momente, vorbind despre suveranitatea lui Dumnezeu și despre dragostea lui Dumnezeu, un Dumnezeu care poate totul, nu putea să-L omoare pe Satana în următoarele momente când a început rebeliunea? Nu putea să stopeze răzvrătirea din ceruri? De ce să mai cunoaștem? Dumnezeul acesta, care putea totul, da? Lasă timpul acesta, lasă aceste mii de dezvoltare a răului, tocmai pentru că își folosește suveranitatea într-o formă înțeleaptă. Îngerii, cele două treimi care au rămas în ceruri, dacă ar fi stopat, ar fi exterminat răul, cum l-ar fi servit pe Dumnezeul acesta suveran? Da. Tocmai de aceea, trecerea acestui timp ne arată pe noi și ne ajută să înțelegem caracterul lui Dumnezeu. Haideți să intrăm în subiect. Unii autori ai unor psalmi și ne recomandă ghidul nostru de studiu psalmul 8 și psalmul 100. Ne pare rău că timpul nu ne permite, ar fi frumos să citim psalmii aceștia și să investigăm mai profund subiectul lor. Însă în psalmii aceștia, autorii elogiază, scot în evidență atributele lui Dumnezeu. Și anume se opresc la atributul creator. Dumnezeu este creator, este unicul Dumnezeu. Da? Haideți să vedem cum reușește un asemenea psalm să îl placeze pe cititor în zona încrederii în suveranitatea lui Dumnezeu. Nu? Și cel determină în mod concret să se abandoneze în brațele acestui Dumnezeu care este creator. Ce îi inspiră ideea că are de-a face cu un Dumnezeu creator? Cred că dacă cunoaștem un pic istoria religiilor și observăm felul în care mitologiile, pentru că mitul este o încercare de a explica existența fie a omului, fie a lumii, printr-o istorie, printr-o povestire, printr-o ficțiune. Psalmul 8 și Psalmul 100 sunt, să spun, psalmii care, să spun, introduc în Biblie, sunt în Biblie ca psalmi antimit. Pentru că în timp ce în mitologii Dumnezeu, zeii îl creează pe om, fie pentru că sunt ei în conflict și au nevoie de aliați, fie pentru că au nevoie de niște sclavi care să le facă munca pe care ei nu pot să o facă pentru că sunt ocupați cu alte lucruri, Psalmul 8 spune, tu l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Elohim. Tu l-ai făcut puțin mai prejos decât Dumnezeu, l-ai înconjurat cu slavă, cu măreție, l-ai pus să stăpânească. Stăpânirea lui Dumnezeu reflectă, omul îl reflectă. Deci suveranul își transmite autoritatea asupra omului. I-ai pus totul sub picioare, oi, boi deopotrivă, păsările cerului, pește, tot ce străbate. Adică omul este lucrarea lui Dumnezeu, omul nu aparține regnului animal, omul nu este îndepărtat de Dumnezeu, el aparține familiei divine. Și de aici rezultă niște responsabilități foarte frumoase, pentru că tu nu ești rezultatul întâmplării, tu ești rezultatul unui design inteligent. Tu ești creat cu un anumit scop, tu ești creat ca să fii
co-regentor pe pământ, să stăpânești pe pământ împreună cu Dumnezeu. Ori o astfel de declarație îl înnobilează pe om. Îl pune pe om într-un, la un nivel de superioritate față de tot ceea ce există. Cum spune Scriptura, coroana creațiunii. Interesant, de exemplu, într-un context în care zeii mereu sunt supărați și mânioși pe om și omul trebuie să-i se închine din teamă, Psalmul 100 spune, să știți că Domnul este Dumnezeu, El este acela care ne-a făcut, noi suntem ai Lui, aparținem Lui, suntem poporul Lui, turma pășunilui, metafora cu oile, intrați pe porțile Lui cu mulțumire, cu laudă, mulțumiți, binecuvântați numele, Domnul este bun, îndurarea Lui ține în veci, din generație în generație ține credincioșia. Uitați-vă că faptul că El este Creatorul și că noi aparținem Lui, marchează închinarea noastră. Nu mai este o închinare marcată de teamă. Aici găsim o mulțime de verbe care au de-a face cu bucuria, conștiința, grijii și suveranității. Îl face pe om să mulțumească, să fie mulțumitor, să-și manifeste bucuria pentru că a fost creat și în același timp cumva să caute să fie complicele lui Dumnezeu. Ori lucrul ăsta intră în conflict cu opiniile sau principiile închinării păgâne a tuturor popoarelor care înconjurau pe Israel. Cu alte cuvinte, cum să nu te închini un astfel de Dumnezeu care te-a făcut din dragoste, care ți-a pus toate lucrurile la dispoziție, care este acolo pentru tine? Așa. Interesant ce este din ceea ce spuneai, trag concluzia că Dumnezeu este, noi suntem ai Lui, așa spune Psalmul, chiar dacă ne închinăm, chiar dacă nu ne închinăm, corect, chiar dacă îl acceptăm, chiar dacă nu îl acceptăm, tot ai Lui suntem. Pentru că pe toți i-a creat, pe toți i-a creat la fel. Mulțumesc, Ștefan. Chiar dacă există riscul de a repeta unele dintre argumentele sau ideile lui Ștefan, mi-ar place și doresc să fac lucrul acesta, să citesc în Psalmi, să găsesc argumente în favoarea unui Dumnezeu suveran, creator și ce-mi transmite lucrul acesta. De exemplu, în Psalmul 8, versetul 2 zice: din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare. Păi e un Dumnezeu care poate totul, un Dumnezeu care are toată stăpânirea și puterea, își aruncă privirea la cel mai slab și are nevoie de laudele din gura unui copil? Ce naște în mine ca om când văd un Dumnezeu ca acesta și îl văd că mă caută și îmi spune: te rog, în conflictul acesta între bine și rău, vreau ca să stai de partea mea. Cum se impune Dumnezeu? Psalmul 100 spune: căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Deci când Dumnezeu îi cere omului să se pună de partea Lui, de partea Dumnezeului suveran, o face folosindu-se de bunătate și credincioșie. Eu rămân același. Comparația. Omul, suveranul omenesc, este capricios, tiran. Astăzi zice una, mâine vrea alta. Pe când la Dumnezeu lucrurile nu se schimbă. Pentru că așa este El. Dragoste, bunătate, credincioșie. Mulțumesc, Robert. Hai să mergem la un alt atribut pe care îl găsim în mod preponderent în Cartea Psalmilor și această calitate a lui Dumnezeu descrisă poetic, pentru că psalmii, așa cum am spus în studiul de început, psalmul este de fapt poezie evraică. Avem, spre exemplu, psalmul 97 și aici scoate în evidență calitatea lui Dumnezeu de împărat, poziția lui Dumnezeu de împărat. Dacă studiem istoria, și voi ați mușcat puțin din subiectul ăsta, dacă studiem istoria și în speță istoria biblică, noțiunea de împărat rezonează cu imaginea unui despot, unui împărat aspru, care are toată puterea, el dispune, el ordonă, el, da, totul se vârte în jurul lui. E crud, e capricios, nu? Tu, Robert, ai folosit mereu cuvântul ăsta. Un împărat a cărui slavă se bucură el și cei ai lui, casa regală, cei care îl, da? În rest, plebea nu are acces acolo.
Haideți să vedem ce decizii, ce atitudini, ce concepții despre Dumnezeu îi transmit cititorului atunci când el descoperă în asemenea psalmi calitatea lui Dumnezeu de împărat și modul în care el guvernează universul. Prima afirmație pe care vreau să o fac este faptul că noi oamenii avem nevoie de o autoritate asupra capului nostru. Tendința omului este să fie independent. Tendința omului este să spună, știu ce fac, știu ce vreau, n-am nevoie de tine. Dar descoperirăm cu câteva momente înainte că El este Dumnezeul Creator. Noi suntem ai Lui prin creațiune și prin răscumpărare. Am scris aici o frază a lui Dostoevski care spune: dacă Dumnezeu nu există, atunci totul este permis. Dacă totul este permis, atunci suntem pierdoți. Este o nevoie a noastră a oamenilor ca să-L recunoaștem pe Dumnezeu ca împărat. Spune Pavel în Roman capitolul 1, versetele de la 18 în continuare, dar 22 și 23 spune: s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Da? Uitându-mă la Psalmul 97, versetul 2 spune: negura și norii îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Cu ce se impune Dumnezeu? Dreptatea o face cu o lege a iubirii. Dumnezeul dragostei ne dă o lege a iubirii care va impacta în supușii săi ce? Dragoste, iubire. Nu înseamnă exterminare, nu înseamnă rupere, nu înseamnă nimicire. Ba din contră, răspund ca supus al lui Dumnezeu cu ce? Cu dragoste. Zice versetul 9: căci Tu, Doamne, Tu ești Cel prea înalt peste tot pământul, Tu ești prea înălțat, mai presus de toți Dumnezei. Deci, între tot ceea ce noi cunoaștem, El se impune în fața oamenilor, în fața supușilor săi, prin legea sa, prin iubirea sa. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul, El păzește sufletele credincioșilor Lui. Eu vreau un împărat din ăsta. Mulțumesc, Robert. Atunci când autorul încearcă să transmită gândul pe care Dumnezeu l-a pus în mintea lui, el se folosește, spunem noi, de antropomorfisme, adică de imagini, metafore, idei pe care omul le înțelege. Și în contextul în care scriu psalmiștii, împăratul era, să zic, maximul lider pe care o societate îl putea avea. Era cel care, să spun, îi conducea, cel care dispunea după suveranitatea lui de prezentul sau de viitorul lor. Psalmistul pornește de la această idee pentru a transmite imaginea de autoritate maximă, că Dumnezeu este autoritatea maximă, dar în același timp o pune în contrast cu autoritatea maximă pe care o reprezentau împărații din contextul acela și inclusiv zeii, care și ei la rândul lor aveau cumva un oarecare statut de împărat. Erau cumva coregenți cu împăratul, pentru că împăratul era fie fiul zeului, fie adus de zei. Reprezentantul. Sau reprezentantul lor, ok? Și interesant, în Psalmul 97, deși Psalmul introduce și spune că tot pământul se cutremură înaintea lui, și acolo intră în mai multe metafore, prezintă câteva implicații a ceea ce înseamnă faptul că Dumnezeu, că Iahve Elohim, este împăratul. Și prima implicație are de-a face cu manifestarea bucuriei în actul de închinare. Este foarte interesant, adică tot pământul tremură înaintea lui, dar, spune textul, Domnul împărățește și care este rezultatul? Să se veselească pământul, să se bucure insulele cele înalte și multe. Sionul aude, se bucură, se veselesc fiicele lui Iuda datorită judecăților tale, Doamne. Deci ele se veselesc datorită judecăților. De obicei omul fuge de judecată, nu? De versetul 9, căci Tu, Doamne, ești Cel prea înalt peste întreg pământul. Și acum uitați-vă ce frumos spune: El păzește sufletele credincioșilor săi și îi scapă din mâna celor răi.
Bucurați-vă în Domnul voi cei drepți. Deci, faptul că El este împărat nu înseamnă că omul trebuie să aibă cumva simțământul acela de teamă, de frică, pentru că în suveranitatea lui poate că m-am uitat la el și el, lui se pare că m-am uitat urât la el și mă elimină. Nu? Și apoi există și niște implicații etice și morale ale faptului că Dumnezeu este suveran și că eu fac parte din împărăția lui. Spune aici, tu ești înălțat mai presus de toți Dumnezeii. E o afirmație care, să spunem, în primă fază afirmă superioritatea lui Iave, nu? Dar apoi merg și spune, toți Dumnezeii să se închină înaintea lui, pentru că în contextul acela, împăratul care era, să zic, cuceritorul unei zone, la rândul lui era supunea zeii respective. Era supus și de împărat și de, adică împărații ceilalți se supuneau înaintea lui și implicit zeii. Și apoi spune, sunt făcuți de rușine toți cei ce slujesc chipurilor cioplite și cei ce se laudă cu idolii. Merge și pe ideea cealaltă. Ok, hai să spunem că el este, că lui se închină toate, dar până la urmă ei se închină la niște chipuri cioplite. Cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul. Adică voi nu trebuie să împărtășiți comportamentul etic a celorlalte popoare. Lumina este semănată pentru cel drept și bucuria pentru cei cu inima dreaptă. Mulțumiți-i amintindu-vă de sfințenia lui. Uitați-vă cum zugrăvește psalmul ăsta pe închinătorul la Iave. Cumva vrea să spună, închinătorii la ceilalți zi n-au nimic de a face cu închinătorul la Iave. Cel care se închină la Iave începe cu bucurie, cu recunoștință, admiră caracterul lui Iave, în consecință devine o persoană dreaptă, recunoscătoare și atunci când este pus față în față cu comportamentul de zi cu zi, alege ceea ce este drept. Așa ne spune textul. Mulțumesc, Ștefan. Ceea ce aș vrea să spun este faptul că în ziua de astăzi și în biserica noastră, în biserica adventistă, avem nevoie să recuperăm figura biblică, portretul biblic al lui Dumnezeu, așa cum este el prezentat și reprezentat în Biblie. Altfel, dacă nu avem o idee corectă, sănătoasă, biblică despre Dumnezeu, va fi afectată misiunea noastră, relațiile noastre unii cu alții, relațiile noastre în familie, felul cum transmitem religia de la o generație la alta. Ceea ce sublinia Ștefan și ceea ce subliniază și versetul, bucurie, veselie, acest optimism, acest zâmbet pe buze, nu trebuie să aducă decât să trăiesc viața veșnică pe pământul ăsta, când la momentul acela o vom trăi în prezența lui. Și toate astea rezidă din relația mea și din modul în care îl înțeleg pe Dumnezeu. Din înțelegere. Meu. Corect. Mergem mai departe. Psalmii se axează pe atributele lui Dumnezeu și am văzut suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu împărat și acum Dumnezeu, în Psalmul 75, spre exemplu, autorul te pune față în față cu Dumnezeu ca judecător și un Dumnezeu care are o vreme a judecății și care va judeca. Interesant este că autorul aici spune că Dumnezeul acesta, judecătorul acesta, îi smerește pe cei trufași și are un potir cu vin pe care îl dă celor pe care îi judecă, cu aluzie la pedepsire, nu? Și cartea Apocalipsei vorbește, îl arată pe Dumnezeu în felul acesta, nu? Aș vrea să vă întreb, autorul conchide în ciuda modului în care îl descrie pe Dumnezeu ca judecător, autorul, din ceea ce spune el, se vede că este liniștit și își propune să-l vestească, să-l proclame pe acest Dumnezeu, judecător. Aș vrea să vă întreb, cum îl ajută pe cititorul acestui psalm și ai altor psalm care îl prezintă pe Dumnezeu ca judecător și care tratează acest subiect, să rămână liniștit, să rămână încrezător în judecata lui Dumnezeu, să nu se sperie de judecata lui Dumnezeu și să aibă acea stabilitate în relația lui cu Dumnezeu, nu? Și chiar să aștepte judecata lui Dumnezeu. Pentru că mulți oameni spun așa, e o judecată și eu aștept ca Dumnezeu să facă dreptate. Este importantă întrebarea asta. Începe pandemia și încep să sune telefoanele în casa mea, mă întrebau oamenii și spuneau, zice, frate pastor, zice, pandemia asta, zice, reprezintă plăgile lui Dumnezeu?
Mă durea inima. Mă durea inima pentru că dacă erau plăcile lui Dumnezeu, harul era închis. Și atunci, pentru ce mai trăiam? Nu mai aveam timp de pocăință, nu mai aveam timp să descoperim și să redescoperim caracterul lui Dumnezeu. Așa că este o întrebare foarte bună ceea ce ne-ați adresat. 2. Omul are tendința să ia din ceea ce este al lui Dumnezeu. Ne cam place nouă oamenilor să ne așezăm pe scaunul de judecător. Și Domnul Iisus chiar ne spune în predica de pe munte, spunându-ne, zice, nu judecați, pentru că cu ce măsură judecați? Cu aceea de judeca. Un al treilea argument. Nu toți oamenii au probleme cu judecata lui Dumnezeu. Psalmul ne prezintă și dumneavoastră ați citat, eu zic celor ce se fălesc, nu vă făliți, și celor răi, nu ridicați capul. Deci Dumnezeul acesta judecător transmite frică, teamă de viitor, nu știm ce se va fi cu finalul lui, numai în inima celui care este rău, trufaș, mândru, arogant, pentru că el nu vrea să înțeleagă din caracterul lui Dumnezeu. Este important lucrul ăsta, pentru că stăpânul zice, mă, tu care ai primit un talent, tu de ce nu l-ai pus la schimbător? A, păi zice, eu știam că tu ești, cum? Rău, secer unde n-ai secerat și faci toate lucrurile astea. Ce trebuie să știm? Dumnezeul judecător, până la momentul acesta al actului judecății, spune versetul 1, zice, noi trebuie să vorbim despre el și să vestim minunile tale. Wow! Deci, nu este un Dumnezeu care se inducă frică, ci este un Dumnezeu care lucrează în favoarea mea, face fapte deosebite, după legi deosebite, pe care eu nu le cunosc, dar în viața mea se transformă în ce? În minuni. Ai nevoie să mergi pe apă? Eu te ajut să mergi pe apă. Ai nevoie să treci prin Marea Roșie? Treci prin Marea Roșie. Ai nevoie să mănânci 40 de ani o mâncare care nu ți se va schimba gustul de ea? Îți voi da această mâncare. Ai nevoie să mergi cu niște ghete prin pustie 40 de ani? Eu voi face această minune. Deci Dumnezeul acesta judecător face minuni în viața mea. Ca după aceea, Dumnezeu în actul de judecată spune, coboară pe unul și înalță pe altul. Tendința noastră omenească este să ne găsim noi locul. Să-i coborâm pe toți, să ne înălțăm noi. Te rog frumos! pe când Dumnezeul acesta este un Dumnezeu nepărtinitor. Are o lege a dragostei, are o lege a iubirii, are un moment al adevărului. Vine judecata, spune versetul 2. Va veni vremea judecății. Și noi, din perspectiva noastră adventistă, spunem, acum este ziua judecății. Mulțumesc, Robert. Te rog, Ștefan. Eu cred, îmi place foarte mult cum începe psalmul. Spune, ție îți aduce mulțumire, Dumnezeule sau Elohim, îți aduce mulțumire, căci numele tău este aproape, astfel că oamenii mărturisesc minunile tale. Deci, mărturisirea care naște din inima închinătorului este rezultatul faptului că Dumnezeu este aproape de el. Nu? Nu se păstrează la distanță. De aia vă spuneam că există mereu, aproape în fiecare psalm există un antimit împotriva ideologiilor și mitologiilor care existau acolo. Apoi, faptul că Dumnezeu este, Iahve este un Dumnezeu care este aproape de om, ne spune că are anumite implicații și una dintre ele este că va judeca cu nepărtinire. Tocmai pentru că este aproape va judeca, pentru că știe exact ceea ce se întâmplă. Un alt detaliu frumos din text spune, când lumea se clatină, Dumnezeu ne oferă stabilitate și siguranță. El este acolo, indiferent de ce se întâmplă cu lumea aceasta. Un alt lucru, o altă implicație, e faptul că mândria și trufia sunt incompatibile cu închinarea la Dumnezeu. Ba mai mult, îi fac rău individului, pentru că îl îndepărtează de idealul lui și ne lasă cu o idee care o găsim și în cartea Apocalipsei,
că fiecare va primi răsplată după atitudinea și după faptele pe care le-a avut. Așadar, psalmul afirmă că există un moment al judecății, chiar dacă omul își manifestă o atitudine de trufie și ne prezintă cumva și cheia cum putem noi să nu fim trufași. Dacă noi manifestăm mulțumire și recunoștință pentru cine este Dumnezeu și ce face Dumnezeu, noi ne păstrăm în starea asta de mulțumire și de recunoștință, deci, practicându-le, ne găsim în ele și ele ne ajută ca să ne găsim locul. Să nu vrem să fim nici mai mult, nici mai prejos. Stabilitate și corect, echilibru. Corect. Mergem la ultima problemă pe care vrem să o abordăm astăzi și anume, am văzut Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este împărat, Dumnezeu este judecător. Și când vorbim, dacă le sumăm pe toate astea, guvernarea unui suveran, unui judecător, unui împărat, se desfășoară, se realizează în contextul unei legi, unor legi, nu? E imposibil ca un judecător să judece în afara unei legi, nu? Ba, psalmistul, autorul psalmului, vorbește și de mărturire lui Dumnezeu. Da? Legiferate de Dumnezeu în cazul nostru. De ce are nevoie? E o întrebare care pare la prima vedere nejustificată, dar eu am văzut aici ceva ce trebuie să înțelegem. De ce are nevoie un împărat de legi? Nu poate fi el legea? De ce să aibă nevoie de niște legi care au fost plămădite, au fost gândite, au fost promulgate de niște legiuitori, nu? De reguli, de norme. De ce are nevoie un împărat, un suveran de legi? Și de ce atunci când lipsesc aceste legi, dacă ar lipsi aceste legi, ce probleme apar? Atât în relația lui cu supușii, cât și pur și simplu vorbim de împăratul care trebuie să emită o anumită decizie în împărăția lui. De ce adeseori nu ne plac, și întrebarea practică, nu? De ce nu ne plac legile, nu ne plac orânduirile, mărturirile lui Dumnezeu în speță, nu? Și asta și raportându-ne la Dumnezeu și raportându-ne chiar la legile statului, legile omenești, nu? De multe ori, nu-i bine lucrul, nu-i bine că s-a pus acolo semaforul roșu, să fie tot verde, să trec doar pe verde. Trebuie să ținem cont de faptul că guvernarea lui Dumnezeu are ca scop reflectarea caracterului suveranului rege, nu? Orice rege își dorește ca supușii lui să devină oameni respectuoși, cinstiți, etc. Dacă ar fi să vedem lucrul ăsta la nivel macro, să nu uităm că existența Universului, structura Universului este alcătuită din legi. Există niște legi care oferă ordine. Fără aceste legi n-ar exista decât haos. În istoria biblică observăm că prin legile respective Dumnezeu încearcă să aducă ordine indiferent de contextul istoric, social și cultural în care se află individul. La momentul în care păcatul apare în univers, cel care este se define pe sine ca fiind dragoste, Dumnezeu este dragoste. Păcatul aducând confuzie, Dumnezeu explică ce înseamnă, care sunt implicațiile faptului că Dumnezeu este dragoste, că Iahve este dragoste, că trebuie să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe aproapele. La momentul în care Dumnezeu se întâlnește cu poporul Israel, chiar și înainte, le explică ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu în contextul istoric, social și cultural al păcatului în lumea aceasta și ce înseamnă să-L iubești pe aproapele, cele șase porunci, primele patru și cele șase. Ba mai mult decât atât, dacă ne uităm în Vechiul Testament, unde ne pierdem prin legi și orânduiri, alea sunt o explicare a cum să-L iubești, a celor 10 porunci, primele patru și ultimele șase, în contextul istoric, social și cultural. Deci în orice context Dumnezeu explică care este, cum poți să trăiești în armonie, cum poți să trăiești în libertate, în acel context. Pentru că a trăi în libertate înseamnă a trăi în armonie cu niște principii. Nu înseamnă a face ceea ce vrei, pentru că a face ceea ce vrei este haos și haosul nu are nimic de a face cu libertatea. Anarhie. E anarhie, exact. Dar mai există și un alt component și vreau să termin cu lucrul acesta. Mai există un alt component pe care Apostolul Pavel îl menționează ca să răspund la cea de-a partea întrebării dumneavoastră. Spune așa, 1 Timotei 1:8, spune, știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează legitim. Adică dacă știe să o folosească. Pavel spune că scopul legii este dragostea, împlinirea, telos. Scopul legii este dragostea. A spune el, știm de asemenea că legea, pe de altă parte,
Știm că legea nu este făcută pentru cel drept și pentru cel fără, ci pentru cei fără de lege, pentru cei răzvrătiți, pentru cei nevlavioși, pentru cei păcătoși, știți, de sfințenii, cei lumești. Deci, până la urmă, legea reflectă caracterul lui Dumnezeu, dar are și un scop pedagogic. Cel care fuge de lege e tocmai cel care are nevoie de ea. Asta o spune aici Apostolul Pavel. Așadar, legea poate fi văzută și ca un instrument educativ prin care individul își amoldează, își modelează apucăturile și tendința lui păcătoasă după un model de ordine, după un model de respect, după un model de dragoste, pentru că suveranul Universului se definește pe sine prin dragoste. Este extraordinară ideea ta, Ștefane, și anume Dumnezeu se explică pe sine și caracterul lui prin legile pe care el le-a... Este extraordinară ideea aceasta. Mulțumesc. Te rog, Robert. Când vorbim despre legea lui Dumnezeu, despre împlinirea ei, despre păzirea ei, despre a ține cont de legea lui Dumnezeu, nu inducem la legalism. Legalismul este o dorință a omului de a ține legea lui Dumnezeu fără a ține cont de cine? De legiuitor, de dătătorul ei. Asta este un aspect. Un al doilea... De a ține și de a aplica legea asta. Claro, că... clar, dar sigur. Mi-a plăcut o afirmație pe care am citit-o și spune: cu cât statul este mai corupt, cu atât legile sunt mai multe. La Dumnezeu sunt 10. Cine este Dumnezeu? Bun, basicamente una. Dumnezeu este dragoste. Care este efectul acestor 10 legi sau acestei legi de care tu vorbeai? Psalmul ne răspunde: legea Domnului înviorează sufletul. Am nevoie în ziua de astăzi să-mi fie înviorat sufletul? Mărturia Domnului dă înțelepciune. Nu ne trebuie înțelepciune și pricepere în ziua de astăzi? Orânduirile Domnului veselesc inima. Deci, una este să spui o glumă, una este să spui un banc, să spui un anunț, da? Și alta este să simți acea liniște, pace de care am nevoie în ziua de astăzi. Și psalmul continuă. Legea mă ajută să am o bună prioritate în viață. Ele sunt mai de preț decât aurul, sunt mai dulci decât mierea. Iar un alt efect al legii în viața omului spune: cine le păzește, răsplata este mare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a dat aceste legi. Dar dacă lipsește legea lui Dumnezeu? Dar dacă în poporul meu, dar dacă în biserica pe care o iubesc, biserica adventistă, nu este legea lui Dumnezeu? Nu dăm valoare și aceste versete din Psalmul 19 nu se împlinesc. Permiteți-mi să citesc două fraze. Când va fi înlăturată legea lui Dumnezeu, biserica va fi cernută prin încercări de foc și un număr de membri cu mult mai mare decât numărul de membri care credem noi vor cădea. Vor cădea, se vor asocia cu duhurile înșelătoare și vor accepta învățăturile demonilor. Dragii mei, a venit mai mult ca niciodată timpul să înălțăm ce? Să înălțăm legea. A venit timpul ca să înălțăm pe cine? Pe dătătorul legii. Astfel, s-ar putea ca și explicația, interpretarea, învățătura acestor lecțiuni despre psalm să mai fie o ocazie pierdută. Lucru care nu-mi doresc pentru nimic în lume. Pentru că Hristos este judecătorul, este dătătorul legii, suveranul, face totul în favoarea mea. Da. Ne uităm la timp și nu ne permite să mergem mai departe. Se pare că cu cât intri în subiectul, în aprofundarea psalmilor, ești inspirat să tragi concluzii. Dumnezeu este suveran, judecător, împărat și are o lege
Și toate acestea în favoarea mea. Este concluzia acestei lecții. Toate în favoarea creației și a creaturilor lui. Robert, Ștefan, mulțumesc pentru prezența voastră. Cu mare drag. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Vă încurajez, luați Cartea Psalmilor și mâncați-o. Mâncați așa cum spune Scriptura, pentru că aduce atâta liniște, aduce atâta stabilitate și în Cartea Psalmilor găsesc soluții pentru orice problemă prin care trec, cu care mă confrunt în viața aceasta. Până la întâlnirea noastră următoare, dragi prieteni, vă spun la revedere, toate bune și pe curând!